știință și conștiință, evident că am vorbit tot timpul despre asta, dar sunt câteva lucruri pe care eu le-am experimentat. Sau de așa. Sunt câteva lucruri pe care toți le-am experimentat în cursul vieții și nu ni le explicăm. Ori le ignorăm și spunem sunt povești, ori dacă se tot repetă, poate că nu-s povești. Și atunci vrem să înțelegem ce se întâmplă. E normal. Domnul profesor Iliescu vorbește despre astfel de elemente, astfel de lucruri care împing puțin granițele cunoașterii, le împing înspre ceea ce pe vremuri se numea paranormal, dar nu deloc paranormal, e doar paranormal, e, azi e normal. Da, cum s-a spus, să fiu mai scurt, deși e poate m-am lungit prea mult, dar n-a aruncat nimeni cu roșii. Și atunci s-ar putea și din cauza asta. Așa încât am restructurat prezentarea pentru ziua de astăzi, am renunțat la partea de conștiință, am renunțat la partea de fizică cuantică, am redus foarte mult partea de interacțiune, așa încât ce era mână să încep să vă prezint. Pentru că suntem la Spitalul Unitar, se vorbea de prevenție și toată lumea știe astăzi că prevenția este mai ieftină decât tratarea problemei și numai medicină, oriunde, în tehnică, peste tot. Să ne amintim ce s-a întâmplat în China acum niște mii de ani, când medicul era plătit doar atunci când cetățeanul era sănătos. Încă își face treaba când previne, nu când tratează. Pe urmă s-a vorbit foarte mult de stresul militarilor care se întorc în teatrele de operații și la un moment dat mă întrebam în timpul prezentărilor, dar de ce se întâmplă fenomenul ăsta mai mult acum decât acum 500 de ani? Și părerea mea, cel puțin la prima vedere, este că omul, pe măsură ce a evoluat, pe măsură ce, să spunem, s-a dus mai sus în raport cu piramida lui Maslow, ca să dau un exemplu simplu, a devenit mai conștient de ce se întâmplă în jurul lui, a devenit o persoană mai integrată în tot contextul ăsta, să spunem, o abordare aproape holistică. Evident că și traumele suferite la nivel conștient, când este pus să facă ceva ce știe că nu e bine să facă, sunt mult mai mari. Militarul nu e chiar brut aia care pune mâna pe sabie, pe buzdugan, se duce ia gâtul celuilalt și zice gata, am rezolvat problema, ne-am apărat țara, suntem bine, mersi. În momentul ăsta apare problema, am dat în cap cuiva. Ce vin avea oricul ăla, că și pe în tot guvernul a pus să bată cu mine, nici eu nu vreau să fiu acolo și atunci traumele sunt mari. Aia este în plus. În momentul în care ești trimis să faci ceva ce ți se pare și anormal pentru că n-a venit nimeni peste tine, deci de ce să te duci să te bați cu el, trauma se aducește și mai mult. Evident. Bun. Știință și conștiință, să nu se sperie cei care n-au fost ieri, nu e vorba de faptul că studiul conștiinței nu face parte din știință. Dar e mai frumos titlul ăsta și n-a fost sugerat de domnul Spoian. Da, așa, să-i dăm și drogul. Și de aceea nu vreau să creez niciun fel de divergență între specialiștii din domeniu. În plus, cele două domenii au și mari probleme de abordare, pentru că fizica cuantică nu este unitar tratată, există teorie, ați văzut, spunea și Ivan. Sunt mai multe dimensiuni, da, sunt 10, sunt 11, să ajungem până la 24. Care e teoria bună? În probleme de conștiință, lucrurile stau cumva similar. Sunt foarte multe teorii, fiecare cu fundamente științifice, fiecare explicând anumite elemente, dar niciuna nu cred că a explicat până la capăt întreg. Și atunci nu e bine să creăm polemici și să ducem la, eu știu, confruntări intelectuale, pentru că ăsta este scopul prezentării. În plus, nu vreau să mă rog, pe cât posibil, nu vreau să intru în detalii tehnice, pentru că să o prezint doar așa ca pe poveste, deși vă asigur că tot ce vă spun este fundamentat prin cercetări, pentru a fi mai ușor de înțeles principiul, esența, ce e dincolo de
toată cercetarea. Conștiința, am să las totuși trei posibile concluzii. Unde e problema? Primim informații prin cele țin simțuri. Ele circulă sub formă de, cum spunea domnul profesor, unde modulate în frecvență. Deci un semnal, o vibrație. Și ajunge pe creier sub formă de senzație. Deci de la eveniment fizic se transformă în informație. De ce? Cum? Ce deosebește o undă de alta? Pentru că ele sunt destul de asemănătoare în esență. Circulă cu nervi. Ce le face? Zona cortexului unde ajung le transformă în gust, în băz? Nu întotdeauna. Că ori dacă folosesc degetele ca să citească braille, centrivăzul îi procesează simțul tactil respectiv. Deci lucrurile sunt destul de complicate. De asemenea, referitor la sistemele autoreferențiale de care spune aici Pan, sunt foarte mulți cercetători care spun că nu se poate rezolva această problemă a definirii conștiinței decât dacă găsim un context mai larg, fiindcă altfel ajungem la aceste probleme de autoreferință. Și aici aș mai adăuga ce ne spune învățătura budistă despre conștiință, pentru că sunt niște lucruri foarte interesante pe care le redescoperim. Spune că are trăsături identice cu acele ale luminii, pentru că conștiința luminează, ne face să cunoaștem lucruri, la fel cum lumina dezvăluie forma obiectelor, ne face să ne putem da seama ce avem în față. Că este cuprinde și transcende continuu spațiul temporal, pentru că, de fapt, spațiul și timpul și au originea în conștiință, a se vedea când unifica, și nu spațiul și timpul generează conștiința. Și, în fine, că este lipsă de conținut fizic, pentru că nu poate fi percepută la nivel senzorial, emoțional, intelectual. Deci trece dincolo de aceste evenimente pur fizice. Și, bineînțeles, rămâne și problema pe care încă nu o desrușește până la capăt conștiința. Fenomenul de pre- și retrocogniție, extracorporalitate, vederea la distanță și alte fenomene care includ conștiința inevitabil. Asta nu înseamnă că aceste chestiuni nu sunt în ziua de azi recunoscute. Că există. Nu le mai neagă aproape nimeni pentru că nu se mai poate. Sunt testate inclusiv în laborator. Problema este de ce apar. Nu se potrivesc cu teoriile pe care le avem. Referitor la fizica cuantică, ea creează mari probleme pentru că de la materia solidă pe care o vedem în jurul nostru, intrând în intimitatea materiei, s-a crezut mult timp că atomul este elementul ultim, vorba a că și atomul are electroni, are un nucleu. Nucleul e și el format din proton și neutron. Ăștia, la rândul lor, sunt format din alte particule, ajungem la coarci. Și tot așa disecăm materia. Și ajungem, în final, la particule care nu au decât energie, nu au masă. Și punem multe particule numai cu energie, obținem la un moment dat o particulă care are și masă. Ăsta e bozonul Higgs, de care vorbea Ișpan. O chestie care e greu de acceptat la scară macroscopică. Pe urmă, corpul mi se pare solid, dar e de fapt vid. Și am dat exemplu ieri, un exemplu, acum o să-l dau unul puțin mai mare. Dacă am avea o minge de fotbal aici, în mijlocul sălii, și ăla ar fi nucleul atomului, câmpul electronic ar trebui să fie undeva la vreo 40 de kilometri. Ar fi așa undeva, dincolo de marginea Bucureștiului, mult. Aproape de Ploiești se duce. Păi și ce interesează așa? Nimic. Vid. Vid are și el energie în acest moment. E iarăși demonstrat. Pe urmă, modul în care observăm materia subatomică produce modificări. Conștiința, observatorul, induce schimbări ale realității observate. Mulți leagă în acest moment prin conștiința de fizica cuantică, îi spune că, de fapt, creierul devine o parte a undei cuantice care definește fenomenul în acel moment. Și că atunci când unda colapsează, se produce fenomenul observării. Deja încep lucrurile să întrepătrundă, să ajunge și la misticism. La un moment dat, când vezi că de nimic creezi materie. Din multe nimicuri care nu au masă, ajungem la ceva care, păi atunci înseamnă că masa ce este? Energie condensată. Ceea ce Einstein a și spus. Deci putem influența realitatea.
Dar de ce noi influențăm atunci să ne se întâmple ce ne dorim noi? Pentru că sunt foarte mulți care își doresc lucruri divergente și pentru că există și teoria cuantică care ne împiedică să facem chiar orice, oricum. Și în fine, mai există ceea ce spun principalele modele și teorii, că ajungem la concepții din ce în ce mai apropiate de textele antice, referitoare la lume, la modul în care ea apare, materia apare și se manifestă. În plus, vorbea aici, de ce se ajunge la astfel de idei? Pentru că limitele în care pot varia aceste energii cunoscute acum în fizica cuantică, deci plaja de variație este atât de mică pentru a putea rămâne universul ăsta pe care îl cunoaștem, încât spui o variație mică, e posibil ca dintr-o întâmplare să fii nimerit în plaja aia. Pentru alt câmp, e posibil ca dintr-o întâmplare să fii nimerit. Dar pentru toate odată, este aproape imposibil de acceptat că e o întâmplare și că universul există doar așa, dintr-un capriciu și din infinitatea de valori, s-au concentrat vreo 10 valori care să ne dea potențialul de existență. E, legat de cele două, o să vorbesc doar de unele dovezi care arată clar că mintea dictează materiei. Nu numai la nivel subcuantic. Aici începe problema de unificare a câmpurilor. De ce și la nivel macroscopic se întâmplă lucrurile astea? Că hai că un foton, dacă nu are decât energie și e mic și amărât, poate îl influențăm într-un fel. Dar chiar și la nivel macroscopic. Și sunt experimente. Vreo trei am să le prezint cumva grupat. Legate de influențarea deciziei unui dispozitiv electronic care poate produce aleator o stare binară, 0 sau 1. El produce cu șanse egale și 0 și 1. Când un grup de persoane calificate meditează în ideea obținerii cu preponderența unui răspuns de tip 1 sau 0, nu contează, se constată că există un raport de 50.000 la 1 intenție șansă pentru acea valoare. Deci se exclude întâmplarea. Asta este când influențezi direct aparatul. Și oamenii gândesc coerent. Asta ce spunea și Günther referitor la câți oameni ar trebui, un radical de 2 din 1% din populație. Păi dacă noi am fi de două ori mai mulți în amfiteatru, deci ar fi acest amfiteatru pe jumătate doar plin, am putea influența orașul București. Așa că măcar vreo 3 sectoare putem să le influențăm dacă am gândit coerent în acea direcție. Ne pregătim pentru peste 4 ani. Da, da. Problema însă apare că aceste influențe se pot manifesta și fără o coerență anume. Deci fără să vină grupul de oameni să vrea un lucru anume să se întâmple. Pentru că s-a constatat chestia asta cu ocazia unui proces intens mediatizat cu vreo 5 generatoare din astea, am plasat în vreo 3 țări. Și au studiat ce se întâmplă când lumea se concentrează către verdictul care urma să fie dat. Evident, acolo polaritatea era clară. Vinovat, nevinovat. E, chiar în cazul în care nu au gândit coerent, nu au fost orientați spre un scop anume, raportul intenție șansă s-a modificat și a ajuns 1000 la 1. Deci semnificativ statistic. Și asta deja ne spune ceva. Că se vorbea aici de pace, de iubire, de ceea ce este util vieții și atunci trebuie să sprijinim. Da, sprijinindu-l coerent ajungem la raporte de 50.000 la 1, statistic. Gândind necoerent, dar gândind așa ca gloata într-o direcție inversă, putem genera iarăși efecte neplăcute, evident. Și societatea poate să decadă și mai mult. E adevărat, ei însă au efect 1000 la 1. Adică două grupuri egale, dacă unii gândesc coerent și unii doar din întâmplare împreună, diferența este de 50 de ori. Apropo și de sinergie și de egregori și de tot ce se mai întâmplă pe lumea.
Mai departe, același dispozitiv electronic, nu ăsta de general numele aleatorii, dar ca principiu, fiind influențat de un grup de meditații, a fost după aia amplasat la 2000 de kilometri și a produs schimbare în material, vorba de un dispozitiv care putea schimba pH-ul apei. Oamenii s-au concentrat să schimbe pH-ul cu o unitate, au sigilat instalația, au dus-o la 2000 de kilometri în un vas cu apă, sigur erau și vase cu generatoare din astea de probă neinfluențate. După 3-4 luni s-a simțit o diferență clară, sigur nu de o unitate, dar suficient de mare ca să ajungă la raport intenție întâmplare de 1000 la 1 din nou. Deci chiar și un obiect pe care l-a influențat poate influența mai departe. Și ieri cine a fost la agronomie a ascultat-o pe doamna Popescu la Muzeul Țăranului Român. Țăranul era suficient de deștept să știe toate aceste chestii și să ferea de ele și încerca să inducă influențe pozitive de la obiecte. Deci un obiect poate transmite influențe. Pe urmă, revenind la un alt tip de experimente care probabil vă sunt cunoscute, Masaru Emoto a făcut o serie de experimente cu apa. Da? A congelat apă supusă unor stimuli, la decongelare se formau cristalele de apă și le urmărea la microscop. Poftim? Dar nu au rămas cunoscute la microscop. Ceea ce Masaru Emoto spune, apa este deja influențată. Dacă iei apă de la anumite izvoare tămăduitoare din anumite ape poluate, diferența este clară între cele două tipuri de cristale. El de-aia chiar recomandă la un moment dat, înainte să bei apă dimineața, chiar dacă a fost în sticlă, chiar dacă a venit pe țeava la robinet, bine să lași în pahar, să te gândești frumos la înainte să o bei. Al doilea set de experimente a vizat influențarea apei directă, prin vibrații. Au ascultat muzică, discursuri și așa mai departe. Sigur, totul e vibrație în univers, că plecăm de la acele corzi vibrante care reușesc să definească ambele calități ale particulelor subatomice, badă corpuscul, badă undă și încearcă să le integreze. Și o să spune, sigur, vibrația a influențat apa și dar au ieșit anumite forme de cristal. Și tot așa, clar diferențiate ca formă și frumusețe între anumite tipuri de muzică, anumite tipuri de discursuri, anumite tipuri de gânduri exprimate verbal. Partea cea mai complicată și de aici să trag multe contestații a fost când lumea numai s-a gândit la ceva anume în jurul borcanului cu apă și când au deschețat și s-au format cristalele, s-a văzut exact aceeași influență. Deci gândul a influențat materie. Nici măcar observarea ca în fizica cuantică și care dă caracteristica de corpuscul sau undă, ci direct gândul a avut o influență la scară macroscopică. Tot la scară macroscopică s-a constatat de mult de acum că plantele simt inclusiv gândurile oamenilor, nu un gând de agresiune. E dar să gândești că tai o frunză unei plante și ea reacționează. Sunt fotografii de Chilian, unde tot un câmp energetic înregistrat și chestiunea e clară. Mai mult plantele și, să spunem, corespondează între ele. Deci, viul discută. Chiar dacă noi nu-l auzim și nu-l înțelegem. Nu înseamnă că dacă planta nu auzim, noi nu comunicăm cu cealaltă plantă. Dar mai există un set de teorii aici, ființe, obiecte similare și mai departe. E, în categoria asta intră iarăși o serie de experiențe. Una este legată de niște experiențe de la Harvard din 20, cu niște șoareci cu să alerge contra un labirint după bucata de brânză. Și după un timp, șoarecii descopereau un drum mai scurt, din ce în ce mai rapid ajungeau la mâncare. Problema a apărut când generații succesive de șoareci au început să manifeste o inteligență din ce în ce mai mare, în sensul că pe la generația 20 au fost șoareci care s-au dus direct la brânză. Și a apărut întrebarea, de ce? Ce s-a schimbat? Pe ideea asta de câmp care înmagazinează informație și o dă în generațiilor viitoare, se poate ajunge și la această idee că șoarecii știau deja cum să ajungă mai repede la brânză. Pe urmă au apărut tipare comportamentale similare și la alte grupuri de șoareci în alte laboratoare, ceea ce înseamnă că acest câmp acționează numai asupra grupului erudit, să spunem, ci asupra grupurilor de același fel.
În mod similar este experimentul cunoscut ca experimentul celei de-a 100 maimuțe, este o denumire care cred că este cunoscută. Un grup de maimuțe hrănite cu niște napi pe o insulă japoneză a început cu 52 probleme. Mâncând napii cu nisip, nu erau foarte buni și atunci o maimuță mai tânără a început să-i scuture. Au învățat și altele, normal, maimuțele învăță unele de la altele. Sunt și inteligente, suficient de mult ca să folosească și unelte. Și lumea zis, da, e normal. După care aceeași maimuță a început să spele napii în mare. Și pe lângă faptul că rămâneau fără nisip, devenea și mai gustoși din cauza sării. Și au început și celelalte să o imite. E, în momentul în care s-a atins o masă critică, nu 100, dar tare s-a spus, a 100 maimuță, brusc și proporție de masă, maimuțe de pe alte insule, la fel de izolate și care n-au să se recontact cu cele de pe insula Koshima, au început să spele napii în mare. Informația se transmisese cumva și la celelalte maimuțe. La fel, am mai spus ieri, similar, s-a făcut după aceea un experiment cu cărți de joc să vadă dacă chiar se întâmplă asta, cu patru pachete, două câte două identic aranjate, ca ordinea cărților, în Anglia și în Australia. Prima oară se arătau cărțile cu spatele și oamenii încercau să ghicească cartea, evident că șansa era de 1 la 52, să ghicești o carte. Procentele au fost destul de scăzute în ambele grupuri și corespunzătoare teoriei probabilităților. După care un grup primea cartea cu fața, și apoi celălalt grup, fără să știe unele de altele, primea carte din nou cu spatele. Procentul a crescut peste limita întâmplării. Deci a existat o corelație statistică, în sensul că a crescut probabilitatea de ghicire a cărții. Când celălalt grup o vedea în clar. Există, apropo de teoriile astea morfice, și caracteristici de grup, care se pot referi la un loc anume, la o țară, la o populație, pentru că, da, există popoare cu... Și sunt, clișee de-astea în vorbirea curentă, că poporul ăla este un popor mai rece, ăia sunt mai vesele, ăia sunt mai expansivi, ăia sunt mai reținuți. Și caracteristica asta se păstrează și când pleacă omul de la el de acasă. Deci e ceva care ține de ceva ce vine din spate, vine de undeva, vine dintr-o matrice de tipul ăsta. După cum există și popoare care nu au nicio problemă de sănătate în proporția prescrisă de medici, consumând anumite alimente tradiționale sau băuturi, pentru că ei nu suportesc că această problemă este o greșeală sau o vină. Și atunci sistemul imunitar acționează ca atare. Și fiindcă mintea dictează, de-aia când faci ceva ce știi că nu prea e bine și ți s-a spus că nu e bine, sentimentul ăsta de vină creează niște disfuncții care, până la urmă, se pot repercuta la nivel de sănătate chiar. De-aia se spune, să nu vorbești urât, să nu... Astea produc schimbări. Păi dacă Masaru Emoto a indus într-un borcanel de apă chestia asta, când noi suntem 80-90% apă, cam ce se... și creierul atât. Cam ce se poate întâmpla când începem să gândim într-un anumit fel, când începem să ne manifestăm într-un anumit fel. Reacțiile asupra fiziologiei sunt aproape imediate. Și la fel se întâmplă, nu cu caracteristice de grup, cu țări în care speranța de viață e mai mare, în acele zone în care cetățenii vârstnici au un statut social deosebit. Sunt respectați, sunt apreciați, sunt socotiți înțelepții grupului respectiv, față de alte țări care să chinuie să scape cât mai repede de persoanele trecute de o anumită vârstă, ca să facă loc celorlalți mult mai buni și mai performanți. Unde speranța de viață crește, iar statistic semnificativ. Tot aici, la categoria asta, am încadrat o chestiune plecată de la experimentele lui Jung. Și el a botezat treaba asta inconștient colectiv. La eschimoși, ăștia visau anumite chestiuni pe care nu le puteau defini, dar dacă le desenau, erau șerpi și păianjeni. Pe la cercul polar nu cresc vietățile astea nicicum și nu au crescut niciodată. Deci ei primeau informația asta de undeva, rămăsese undeva. Și Jung este inconștient colectiv. E această matrice morfogenetică care transmite informații peste tot, la toată lumea. Vreau spunea domnul doctor mai devreme, păi de ce au apărut pietățile așa?
că n-au avut ce face și într-o întâmplare, cum a zis Darwin, sau avea cineva un plan și s-a manifestat acest plan. Și aici intră ceea ce s-ar putea chema matrice informațională. Planul ăsta există în orice structură vie. Și s-au făcut experimente, nu, din embrionul pleacă de la o celulă. Informația ADN aceeași în toate celulele corpului. Numai că unele celule, să gândesc ele din întâmplare, cum zice Darwin, una să face deget, una să face ochi, una să face piele. De ce? Că din întâmplare e greu să ajungi la structura unui organism viu complex. Să spui, dumneavoastră, așa s-a întâmplat să se miște ADN-ul ăla. Aici s-a activat treaba aia, dincolo s-a activat treaba aia. Statistic este imposibil de dovedit treaba. Deci măcar statistic nu poți. Și atunci cercetătorii au încercat să facă o chestiune. Au scos dintr-un embrion într-o stare incipientă o celulă dintr-un loc și au plantat-o în alt loc. Și celula s-a adaptat la nou rol și n-a mai devenit ficat, a devenit mână. Sigur, nu s-a dus experimentul până acolo, dar ideea este că celula a receptat o informație, o matrice. Ea a știut că în acel loc trebuie să fie altceva. Cine îi spune ei că trebuie să fie altceva? Trebuie să fie o matrice. Care matrice, după aia putem să o aplicăm, la ce spune aici, până la nivel de univers. De ce n-ar fi și o matrice a Universului care produce tot ceea ce este în jur? Încă să vedem că nici noi nu suntem rupți de context. Că românii, frate, cu codru, deci cu copacul, e o chestie, dar putem fi la fel de bine, frate, și cu piatra, că și el este partea Universului. Bun. Mai departe, într-o altă categorie de experimente, s-a constatat că celulele comunică. Celule vii. Cu radiație în banda UV. Experimentul a fost simplu, s-a pus un țesut sănătos într-o incintă sigilată, în altă incintă sigilată alt țesut sănătos, cu un geam de cuarț între ele, ca să permită trecerea anumitor radiații. Dacă unul din țesuturi a fost infectat cu un agent patogen, celălalt a răspuns în decurs de câteva ore, ca și cum ar fi fost și el atacat. Deci țesutul a comunicat. Cum? Iarăși, nu știm, probabil că tot într-o întâmplare, neavând ce face în incinta aia, să plictisea și a văzut pe fereastră un vecin. Deci, celulele comunică nu numai prin semnale chimice cunoscute, sau electrochimice, sau spuneți cum vreți, ci și prin câmpuri, prin radiații. E adevărat că nu prin orice mediu. Iar mai târziu au apărut experimente care au dovedit că celulele pot citi informația purtată de undele luminoase. Și pot genera și absorbi unde luminoase. Până la nivelul ADN-ului s-a ajuns, spunându-se că emite cuante de lumină, emite fotoni și receptează fotoni. Bun. Iar ADN-ul e și el partea celulei, evident că este influențat și acolo, au dus cercetările ADN-ului, este cel de fapt care creează comunicarea asta cu fotoni. Experimentul a început prin anii 20, au continuat până prin anii 90, din ceea ce am găsit eu, probabil că mai continuă și acum. Și există aceste influențe. Au fost confirmate inclusiv de la Laureat Nobel. Deci ADN-ul are această caracteristică. Dar de aici se mai ajunge la ceva, la faptul că totul este, din nou, energie cu diferite grade de solidificare. Noi comunicăm cu particulele subatomice. Deci un organism macroscopic și cu elementele subatomice, cuantice, formează un întreg până la urmă, comunică. Tot așa, într-o eprubetă vidată, au fost introduși fotoni care ocupau un spațiu în mod aleator. După introducerea unui fragment de ADN, fotonii s-au structurat în spațiu, în eprubeta respectivă. Și partea interesantă a fost că după ce ADN-ul s-a îndepărtat, fotonii au păstrat structura ordonată pe care au avut-o când ADN-ul era prezent. Deci ADN-ul a influențat fotonii, au ordonat structura. Și iar ajungem la ceea ce spune acum teoria câmpului unificat. De acele
torsiunea ale ADN-ului care justifică torsiunile topologice conform cărea se ajunge la sistemul autoreferențial. Și e posibil pentru că el a influențat structura materiei și a rămas structură după ce a plecat de acolo. Deci noi suntem, de fapt, un câmp cuantic unitar, noi și tot ce e în jurul nostru, și interacționăm cu el în diferite grame. Altă chestiune, deci asta, da, mai avem două, da, o să încerc să le rezum. Și asta m-a rugat Ivan să nu sar, pentru că e vorba de pietre de aer, în principal. ADN-ul conține genom. Undeva între 50% din ADN e genom. Restul este nu se știe ce. Unii s-au grăbit să spună că este textual DNA garbage. Da, deșeuri. Alții au spus, stai așa, că natura, chiar și pe idealul Darwin, nu produce prostii. Că dacă-s prostii, nu supraviețuiesc. Trebuie să fie altceva acolo. Și s-a apucat unul să cerceteze. Și aici intervin rușii cu Garieri. Și au constatat că celelalte 90% au o structură de limbaj. Adică au sintaxă, au semantică și au reguli gramaticale. Deci este ceva. Și dacă vă gândiți la cât este de mare ADN-ul, că o fi mică celulă, dar ADN-ul este uriaș ca lungime, că după ce crește acel dublu helix, mai este și popoloșit grămadă și dacă îl înșiri, ies niște kilometri buni. Deci informația este uriașă. Ce-o fi acolo, nu știu, dar e posibil să fie, și am spus și el, eu sunt de acord cu ideea asta, că e informație pe care noi o putem accesa, fie spontan, când ai o trăire din asta bruscă și nu știi de ce, fie în stări modificate de conștiință, fiindcă altfel nu se pot explica anumite lucruri. Sunt șamanii care din milioanele de plante din junglă știu să-ți spună ce să alegi și în ce proporții. Nu poți experimental să rezolvi problema asta în mii de vieți. Și atunci, probabil că informația există. În câmpul morfogenetic, de undeva, o parte poate fi în ADN și se actualizează informația. De aici putem ajunge și la altă concluzie, că de fapt noi toți ce facem? Care e scopul vieții, cum spuneam? Să se replice organismele. Da, dar niciunul nu seamănă cu altul, nu gândește la fel ca altul și atunci ce rămâne constant? Că și ADN-ul se schimbă în timp. Am putea ajunge la concluzia că de fapt toți suntem sclavii ADN-ului, care vrea să se multiplice și să evolueze. Bun. Sunt presat să termin repede, să încerc. Tot de la ideea că totul este frecvență, s-a constatat că ADN-ul este influențat de anumite unde modulate. În frecvență, în general. Cu anumite frecvențe, inclusiv limbaj și radio, pot fi influențate moleculele de ADN. Și ajungem iar la învățăturile vechi ezoterice, că putem să influențăm tot ce în jurul nostru prin cuvânt. Care, de fapt, ce este? Un gând rostit. Trebuie să alegi doar frecvența corectă și să produce schimbarea. Și, în fine, ultima chestiune. Din cercetări mai noi, ați văzut poza lui Ișvar cu vila aia mare așezată pe toasa, care era deformat. Și aia este explicația câmpului gravitațional. Acolo însă planetele se și rotesc. Acolo stă ca o bilă. Dacă se rotește, ce s-ar întâmpla? S-ar roti acea plasă. Și există un, să zic, cercetător acum la Sincarani, care a produs o teorie foarte interesantă plecând de la introducerea acestei torsiuni. El este autodidact, dar lucrează cu fizicieni. Și au produs teoria asta. Ceea ce e mai important acum este că s-a apucat să plaseze pe un grafic frecvență-dimensiune toate corpurile la care s-a putut gândi. Și a început cu o gaură neagră de dimensiuni Planck, adică 10 la minus 35 metri. Este centimetri, pardon. Deci ceva mai mic nu s-a putut constata că se poate forma în univers conform legilor existente în fizica cuantică și asta are vibrația cea mai mare, frecvența cea mai mare. La polul opus este universul cunoscut cu frecvența cea mai mică. Și s-a
centrul ăsta de galaxie, sistem solar, atomul de hidrogen, și a constatat că, în mod cu totul întâmplător, toate aceste elemente se plasează pe linie dreaptă. Și fiindcă în cazul ăsta întâmplarea este exclusă, am mers mai departe și hai să vedem ce se întâmplă dacă punem și celula umană acolo, în acest grafic, și s-a plasat exact la mijlocul distanței pe această dreaptă. Și ca să fie și mai clar cum e cu întâmplarea, s-a apucat să măsoare distanțele pe grafic între diferitele puncte reprezentate și rapoartele lor au format întotdeauna, dar absolut întotdeauna, raportul DAU sau conjugatul lui, numărul fi. Ceea ce, iarăși, după mine, exclude orice întâmplare și dovedește odată în plus că suntem parte a unui întreg global. De la cel mai mic punct la Univers, totul este un întreg. A, că unele sunt mai vioaie și se mișcă așa altfel decât o piatră, aia este o altă discuție, dar suntem și noi parte a acestui întreg. Și ca să nu credeți că ce v-am povestit, e numai poveste, vă dau aici doar o parte din bibliografia care susține chestiile astea. Și mai departe rămâne să ne întrebăm, nu? Ce facem? Încotro ne ducem? Fiindcă schimbări vor fi, spunea și domnul Stoian, și ușurări trebuie să mergem pe ele. Și întrebarea cea mai importantă, dacă tot se schimbă lucrurile și trebuie să mergem într-o direcție, cum o facem? Cam asta ar fi.